Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că suntem atâția dintre noi prezenți aici. Vrem ca ajutorul Lui să învățăm din cuvântul Său, pentru că cuvântul Său a fost scris pentru noi, pentru ajutorul nostru, pentru întărirea noastră, pentru a putea merge mai departe pe cale, pentru a putea înțelege în ce timpuri și împrejurări ne găsim cuvântul lui Dumnezeu, deci este indicatorul după care putem să ne luăm și de-a lungul vârstei evanghelice, acesta a fost barometrul după care oamenii lui Dumnezeu s-au condus și au avut putere să treacă peste orice încercări, de orice natură ar fi fost ele. Și cred că și astăzi același lucru îl putem experiența și mărturia multora dintre noi ar fi tocmai aceasta, că Cuvântul lui Dumnezeu ne poate întări și ne-a întărit până aici. Chiar dacă trecem prin încercări, prin probe, prin greutăți și mai mult aș vrea să observăm că noi trăim într-un timp binecuvântat. Cântarea ce am cântat-o, iată, chiar anunța lucrul acesta, deci prezența ta este fericirea mea. Câți dintre adevărați copii al lui Dumnezeu n-au dorit și n-au visat să ajungă timpurile pe care noi le-am ajuns. Să trăim în acest timp al prezenței sau cuvântul din greacă, este așa cum știți cu toții, parusia. Deci, o prezență invizibilă a Domnului nostru Isus. Și Subiectul acesta a stârnit interes de-a lungul veacului evanghelic. Chiar apostolii n-au înțeles la început aceste lucruri, dar ei, totuși, iată, l-au întrebat. Înde de mult am studiat aspectul cu cele trei întrebări puse de Domnul, pusă Domnului Iisus. Și vedem că Domnul Iisus, deci, i-a ajutat pe ucenici într-o oarecare măsură să vadă Pietele de hotar care vor indica, de fapt, prezența a doua a Domnului nostru Isus Hristos. Nu este mai puțin adevărat, dragi frați și surori, că subiectul prezenței a doua a Domnului a fost un, un subiect care a interesat pe creștini, cum am spus, de-a lungul veacului Evanghelic și mai cu seamă în timpurile noastre, înspre finalul acestor timpuri. Nu degeaba, Matei 25, deci amintește acea pildă cu cele fecioare, cinci înțelepte, cinci neînțelepte. Și toată această pildă, deci, se întâmplă în timpul prezenței a doua a Domnului nostru Isus Hristos. Nu vom intra în detaliile acestea pentru a arăta cum această pildă se împlinește acum, dar este foarte adevărat că constatăm cele două clase care sunt arătate în pildă. Unii foarte zeloși, iar unii mai puțin zeloși. Dar oricum, și unii și alții fac parte din biserica întâilor născuți. Și acesta este un subiect minunat. Când ne uităm un pic în cartea Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, dar aș vrea să ne observăm câteva lucruri foarte interesante încă de la începutul acestei cărți scrisă de Pavel cam aproximativ la un an după ce a fost înființată această biserică din Tesalonic. Deci, tesalonicenii erau mult mai înaintați în studierea subiectului prezenței a doua Domnului decât oricare altă biserică. Și au încercat să înțeleagă multe lucruri. Ne uităm în doi tesaloniceni și vedem deja probleme acolo. Unii Credeau că imediat are să aibă loc această prezență a doua. Și apostolul, scriindu le la un an, iată, îi încredințează, îi interesează, îi asigură că nu este acum momentul. Momentul este după ce se va descoperi. Omul păcatului, fiul fără de legii. Doar atunci, deci, ne putem uita în oricare dintre epistole, niciuna dintre biserici n-a avut un asemenea interes pentru subiectul acesta a prezenței a doua a Domnului nostru Isus. Și Apostolul Pavel, ca un om încercat, un credincios, deci a încercat să-i ajute pe cei din Tesalonic să înțeleagă, într-o oarecare măsură, subiectul prezenței a, doua, a Domnului nostru Isus. Este foarte important de remarcat că acești creștini tesaloniceni erau, se pare, mult mai înaintați în studierea scripturilor cu privire la acest subiect decât mulți alții care erau mai vechi în credința aceasta nouă care a apărut printre neamuri. Și importanța acestui lucru, sigur că le-a stârnit pentru ei să vadă cum și ce. Ce îi dureau pe acești saloniceni? Îi dureau problemele care era în mijlocul orașului lor, în mijlocul localităților în care iubiții lor mureau. Își terminau cursul vieții și erau foarte îngrijorați cu aceea. Ce se întâmplă cu ei? Și atunci Marele Apostol, iată ce scrie, ne uităm în 1 Tesalonicene, capitolul 4 și vom citi aici câteva aspecte de la versetul 13 până la versetul 18. Iată ce spune. Nu vreau, fraților, să fiți în despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Ar trebui să remarcăm, dragi frați și surori, aici au un aspect. Spuneam că la un an de zile, deci apostolul, după înființarea acestei biserici, le trimite această scrisoare. Acum, dacă ar fi să ne gândim puțin, după mentalitatea unora, că numai cei credincioși beneficiază de salvare, iar cei necredincioși nu beneficiază. Ne putem gândi, oare câți dintre acești creștini tesaloniceni erau în vârstă, înaintați și au trebuit să-și termine cursul? Era oare aceasta durerea acestor tesalungeni? Sau era durerea comună că mulți dintre ei își terminau cursul vieții? Și atunci apostolul caută să încredințeze cu privire la acest aspect. Deci, nu doar unii beneficiază, ci toți. Și de ce lucrul acesta? Pentru că, dacă ne uităm în Scripturi, observăm că prețul răscumpărării a fost depus pentru toți oamenii. Deci, indiferent dacă crede sau nu crede actualmente, el îi depus. Faptul că nu toți beneficiați de acest lucru acum este o altă problemă. Însă trebuie să remarcăm că durerea acestor tesalunceni era pentru cei care deja își terminaseră viața în mijlocul lor și ei își puneau marea întrebare ce se va întâmpla. Și de aceea, iată ce spune Apostolul, nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Să remarcăm cei care au adormit. De ce Apostolul vorbește aici despre cei care au adormit? Ce vrea să spună cu aceasta? Numai credincioșii beneficiază de această adormire sau de beneficiază și ceilalți. Ca să observăm din Scripturi, ne uităm în Vechiul Testament, se spune despre unii împărați, buni și răi. Au adormit și au fost înmormântat lângă părinții lor, în mormântul cu tare, în Ierusalim și așa mai departe. Observați că în Vechiul Testament nu se face diferență de adormire? Și poate că ne punem întrebarea de ce? De ce nu se face această diferență? Pentru că se avea în vedere plătirea prețului de răscumpărare pentru toți oamenii. Și în baza plătirea acestui preț de răscumpărare, deci, oamenii toți sunt socotiți ca și uh, în mormânt sau, uh, spuneam în anumite împrejurări că cuvântul cimitir înseamnă dormitor în limba greacă. Și asta am auzit-o de la un preot și am apreciat deci aspectul acesta interesant. Și acum ne ducem cu mortul la dormitor și accentua aspectul acesta. Deci când ne uităm în baza prețului de răscumpărare, deci oamenii, orice culoare ar avea, ei, căs credincioși, căs necredincioși, deci se duc în mormânt, în dormitor, acolo și așteaptă. Și, Aș vrea să ne uităm la acest aspect din Romani 8, 19-20. De asemenea, firea așteaptă cu o dorință înfocată ce? Desch descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cu ce nădejde? Cu nădejdea că și Iavis va fi salvată din robia morții și a stricăciunii. Deci observăm aceste aspecte. Toate acestea erau frământări care frământa această biserică și Pavel vine să-i anunțe în ce context se va realiza această salvare, această trezire. Și de aceea apostolul scrie aici, nu vreau să fiți în, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deznădejdea nu conduce la nimic. Deci când cineva nu are nădejde, înseamnă că totul s-a terminat. Și știți că există o vorbă, că de fapt speranța este cea care moare ultima. Pentru creștin nu are loc așa ceva în viața lui să exprime așa ceva, că și-a pierdut speranța. Dacă ne-am pierdut speranța, înseamnă că avem mari probleme. Și în Tit 2, versetul 13, apostolul chiar ne încurajează și spune, deci așteptând această speranță, cred că e bine să cităm textul acesta interesant din Tit 2, versetul 13, care spune în felul următor. Și iată ce, ce, ne spune aici. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și arătarea slavei, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea mare slave a Domnului nostru Isus. Ce este aceasta? Observați aici apostolul face distinție între nădejdea pe care noi o avem și credincioșii și ei o aveau la vremea respectivă și arătarea slave Marelui Mântuitor Isus Hristos. Observăm, aceasta se referă arătarea la prezența, la două doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Și ne aducem aminte în privința aceasta de un text foarte bun în direcția aceasta, 1 Corinteni 15, versetul 51-52. Vă amintiți cu toții de, de, ceea ce Apostolul spune aici și ne vom întoarce înapoi în capitolul 4 din 1 te sau în cer. Să-l ascultăm pe Apostol ce scrie aici, deci 51. Iată, vă spun o taină, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din nou, la cea din urmă trâmbiță, că trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Aici se referă cu preponderență fraților și surorilor, nu la lume în general, ci se vorbește doar la credincioși. Și aici potrivește textul din Apocalips 14, 14, cu 13. Scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, ca și cum ar spune... Munca pe care o au de a face de la momentul respectiv este una fără osteneală. Una care nu va cere, deci, sacrificiu, ci una care va fi făcută cu bucurie. Deci, aici se referă Apostolul. Întorcându-i înapoi, deci la 1 Tesalunceni, capitolul 4, deci am observat că primul aspect pe care aici Apostolul îl sublinează, vis-a-vis -vis de acești Tesaloniceni, îi anunță că ei pot avea încredere și speranță în ceea ce, de fapt, observăm că este ceea ce trebuia să întărească pe aceștia. Și iată ce spune. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, tot așa și credem că Dumnezeu va aduce împreună înapoi cu El pe cei care au adormit în Isus. Aici apostolul nu se referă doar la clasa bisericii, cum spuneam, ci la întreaga omenire care beneficiază de uh, sculare din mormânt. Și iată ce spune aici. Dar uh, un aspect foarte interesant în următorul verset. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care rămânem până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor care au adormit. Aici Apostolul subliniază aspectul uh, chestiunii în două, să spunem, uh, părți. Unii care deja îs adormiți, iar alții care sunt pe cale, sunt pe drum și nu și-au terminat cursul vieții. Ei, aceste două clase fac parte din aceeași clasă a bisericii, dar trăind la timpuri diferite. Mi-aducem aminte că apostolii și urmașilor, timp de aproape 2000 de ani, aproape, deci uh, suntem aproape de 2000 de ani, ce au făcut? Au adormit în mormânt. Cât? Vom vedea în subiectul nostru cât au adormit aceștia. Însă apostolul subliniază aici și spune versetul uh, 15. Iată, în adevăr, ce vă spunea prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului. Să remarcăm acest aspect și să subliniem, dragi frați și surori, până la venirea Domnului. Cuvântul de aici, în greacă, nu este venire, incorect tradus de traducători, este cuvântul parusia. Deci, acest cuvânt, parusia, care am anunțat deja ce înseamnă. Deci, noi cei vii care vom rămâne până la parusia Domnului. Ce se va întâmpla? Iată. Dar Apostolul spune aici acest lucru. Deci, noi cei vii care rămânem până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor care au adormit. Observați cele două clase. Noi cei vii care încă suntem pe cale, suntem pe drum și încă nu ne-am terminat cursul. Există o idee în creștinătate și, din păcate, mai au cuprins și unii dintre noi că, oarecum, această, să spunem, răpire va fi un eveniment care nu va ține cont de pregătirea cuiva și terminarea cursului său aici pe acest pământ. Ci va fi luat, efectiv, unii gândesc că dacă unul dintre aceia vor fi, să spunem, un șofer la volan, imediat va despărea de acolo. Deci, îți gânduri omenești. Ori apostolul nu scrie așa ceva. Nu încredințează pe cei din Tesalonică așa se va întâmpla. Apostolul are un curs firesc și noi știm că până când ne-am consacrat Domnului, până la moarte. Deci, înseamnă că cursul nostru trebuie să fie ca și a capului nostru. Când o zis Domnul Iisus că s-a terminat? Pe la mijlocul misiunii sale viața sa. Sau când? Să-l auzim pe, pe cruce. S-a sfârșit, a spus. Deci, când ne gândim la acest aspect, logica aceasta nu are loc, dragi frați. Și Probabil că ne simțim uneori frustrați de ideile acestea în care unii vin și fac aceste afirmații că oarecum, deci această răpire va fi ceva uh, foarte, foarte diferit. Adică ceva care nimeni n-a vedea și totuși ea se va întâmpla. Ori Apostolul nu spune aceasta. Mai întâi, Apostolul sublinează aici că nu vom lua o înaintea celor ce au adormit. Ce înseamnă asta pentru. Un student al Bibliei, că noi cei vii nu vom lua înaintea celor care au adormit. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că unii din această clasă și toată clasa aceasta care au adormit deja, înseamnă că uh, vor învia cei din Tăi. și Sfinți sunt cei ce au parte de Întâia Înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are nicio putere. Aici este luată ca între clasa aceasta. Însă când ne uităm la cele două aspecte enunțate de apostol aici, înseamnă că unii vor fi treziți și vor ajunge la această slavă mai înainte. Dar sub ce context? În ce context? În contextul, deci iată, a prezenței a doua Domnului nostru Isus. Deci, apostolul subliniază acest lucru. Și noi am putea spune, trăind astăzi, să spunem la final acestei vârste evanghelică, ce că mare parte din clasa aceasta, până la a doua prezență a Domnului nostru, au fost în mormânt. Și că după această prezență, ei au fost treziți din mormânt. Apocalips 14-13, din nou repet, duce și conduce la ideea aceasta, precum și aici. Iată, apostolul subliniază Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care rămânem până la venirea Domnului sau prezența Lui, nu vom lua înaintea celor care au adormit. Înseamnă și apostolul, iată ce, ce subliniază aici și ce spune. Versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigă de strângere la oaltă, cu glasul arhanghelului și cu trânbița lui Dumnezeu se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Observăm acest aspect. Îl vedem tradus, să spunem, pe, pe hartă, pe planul lui Dumnezeu? Îl vedem așa, îndeplinindu-se? Pentru că dacă nu îl vedem așa, sigur că vom începe să fabulăm așa cum unii deja încearcă să dea o altă explicație acestor lucruri. Și leagă acest aspect de o altă afirmație a Domnului nostru Isus, care o găsim în Matei, capitolul 24. Și mai precis, sigur, mi-am notat cele două aspecte aici pe o hârtiuță, da? Găsim de altfel în Luca 17, 14 la 37. Iată ce găsim aici scris de către Luca, doctorul preobit. Și cel care a fost foarte interesat de a scrie exact evenimentele, cum le-a auzit, cum le-a cercetat și le-a pus pentru noi ca noi să putem, iată, găsi aceste aspecte. Deci spuneam că unii leagă deci, aceste lucruri de ceea ce, iată, spune aici. Ca și cum, deci ar fi un miracol că aici veți vedea. Deci Luca 17, am spus 34-35. Da? Vă spun că în noaptea aceea, doi inși, care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Și răspunsând, da, am trecut peste un text, deci două femei vor măcina împreună, una va fi luată și una va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi Lăsat. Matei și el are această relatare, însă lasă la o, la o parte întrebarea ucenicilor care ce au întrebat ucenicii după ce Isus le relatează aceste lucruri. Unde, Doamne? Deci, iată, aici versetul 37 spune și răspunzând ucenicii au zis, unde, Doamne? Iar el le-a spus, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Ce putem să extragem de aici, din această afirmație a, a Domnului nostru Isus? Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturi. Ce este acesta? Este acest aspect dincolo de moarte sau este aici din coace de moarte? Deci, cu toții, dacă am studiat acest subiect, vom observa că nu se referă dincolo, ci se referă aici. Și atunci, imaginația pe care unii o au că va fi extras unul de acolo, unul de acolo, unul ar rămânea și unul. Nu-i vorba de așa ceva, ci este, iată, așa cum enunța apostolul aici, am vrut să legăm acest aspect, să observăm acest aspect foarte interesant de aici, care ne arată uh, când se vor întâmpla aceste lucruri și sub ce împrejurări. Deci, în uh, 1 Tesalonicen 4, iată, versetul este... Uh, M-am dus la 2. Da. Da? Deci patru. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care rămânem până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor care au adormit. Și atenție! Căci însuși Domnul constrigă de strângere la oaltă. Însuși Domnul constrigă. -te. Ce este acest strigăt? Este el dincolo sau este aici? Ce este acest strigăt? Poate că noi care trăim astăzi, poate că vedem acest strigăt în toate colțurile societății umane, oriunde, prin aceste mijloace la care noi ne uităm, aceste strigăte se văd și se aud. Strigă lumea după ce? După dreptate după dreptate. Deci, iată, acest lucru nu se întâmplă acolo, ci se întâmplă aici. Aici lumea strigă după dreptate. Se face dreptate? Nu. Unde va conduce acest strigăt până la urmă? Este o ceartă de cuvinte, dar până la urmă se va recurge și la alte aspecte importante. Să nu vrem să atingem aceste aspecte aici, ci vrem să vedem în ce context se întâmplă aceste lucruri, a învierii, celor adormiți și a completării bisericii. Deci, căci însuși Domnul cu un strigăt de strângere la oaltă. Așa, deci cu strâ... strigătul de strângere la oaltă. Unde găsim acest aspect de strângere la oaltă? Sefania 3 cu ne aducem aminte ce scrie acolo. Așteptați, nu mai zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la Că Căci am hotărât ce să fac? Să strâng la oaltă, să strâng națiunile, neamurile. De ce? Ca să învărs asupra lor tot focul îndignării mele pe ele. Observați aceste lucruri de strângere la oaltă? Nimeni nu mai poate trăi individual. Orice țară ar fi fiecare să afiliază acolo unde crede că poate avea scăpare. Ce sunt acestea decât stângi și munți la care oamenii fug? Dar câtă vreme vor avea siguranță acolo? Atâta cât scrie Psalmul 141, când cei mari al lor vor fi dați jos de pe stânci. Adică de locurile acestea care ei cred că locuri de siguranță și până la urmă vor fi dați jos, de cine? Chiar de cei ce strigă. Deci, iată un prim aspect. Al doilea aspect de aici, din versetul 16, care ne spune, cu glasul arhanghelului. Cu glasul arhanghelului. Interesant, în nota marginală, Biblia revizuită spune, cel mai mare dintre ingeri. Asta înseamnă cuvântul arhanghel. Cel mai mare, cel mai important dintre ingeri, principalul. Și acesta nu este decât cine? Daniel 12 cu 1 ne și spune. Atunci se va, schimba, se va scula Marle Voivod Mihail. Marle Voivod. Aici le identifică deci pe Domnul nostru cu Voivodul Mihail. Și vă aduceți aminte, Iuda arată un aspect foarte interesant. Când Moise deja uh, murise, Satan se certa cu cine? Cu Arhanghelul Mihail. Pentru trupul lui Moise. Un aspect foarte interesant aici. Deci avem cuvântul arhanghel acolo. Cine era acela decât Domnul nostru Isus Hristos? Glasul arhanghelului. Și atunci, haideți să punem în, în, în acțiune acest glas. Când sună el? Nu ne sună nouă astăzi în vârsta evanghelică? Și mai ales la finalul acestei verse? Nu ne vorbește el, iată, prin cuvântul său? Prin descoperile sale? Ba da, acest lucru este foarte important. Deci observăm acest glas al Arhanghelului. Pentru că, iată, Apostolul Pavel le scria evreilor în capitolul 2, dacă unii care n-au ascultat pe cel ce le vorbea pe pământ, cum vor scăpa alții care nu ascultă de cel ce le vorbește de unde? Din ceruri. Și cine este acesta? decât Domnul nostru Isus Hristos, prezent a doua oară. Dar El nu vorbește doar poporului Domnului, ci vorbește întregii lumi. Nu ne uităm noi, dragi frați și surori, în zilele noastre că ne mirăm ce dezastre apar. Dar nu vă mirați și voi când oamenii nu-și pot problema. Oare de ce apar aceste lucruri? I-ați văzut pe unii să doar venim cu explicații științifice. Vin cu explicații științifice fără să vadă anumite lucruri că, de fapt, sunt pedepse din partea aceleia care, așa cum spune Psalmul 2, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem ce și-ți vă dea neamurile drept mortenire. Tu le vei zdrobi ca pe vasele unui olar. Deci observați Prezența a doua Domnului are de-a face și cu anumite pedepse asupra omenirii. Și atunci când ne uităm la evenimente, le asociem sau nu le asociem cu această prezență, cu această, să spunem, acest timp în care iată Domnul prezent și totuși neamurile se comportă cum se comportă. Vedem nicio ecuație pe care lumea o imite nu poate fi dusă la îndeplinire, nu poate fi rezolvată. Și aceasta este marea problemă. Mergem mai departe. Următor aspect de aici. Deci, glasul arhanghelului și aici avem și cu trâmbița lui Dumnezeu. Glasul arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu. Ce este această trâmbiță? Este ultima dintre trâmbițe. Vă amintesc, nu citesc doar Apocalipsa 10, 5 la 7. Poate că e bine să citim pentru a observa acest aspect. Care este această trâmbiță? Iată ce spune aici. Și ingerul pe care îl văzusem, stând în picioare pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer. Și-a jurat pe cel care este viu în vecii vecilor, care a creat cerul și cele ce sunt în el, pământul și cele ce sunt pe el. Așa? Marea și cele ce sunt în ea, că nu va mai fi timp, ci în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, așa cum vestise el robilor săi, prorocii lor. Dacă ne uităm în versetul 13, deci 1 din de aici, din 10, apoi am văzut Apocalipsa am văzut un alt tinger puternic coborându-se din cer. Învăluit într-un nor, deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui ca niște stâlpi de foc. Această imagine nu este decât imaginea Domnului nostru Isus întors a doua oară, în care acest înger, acest Domnul Iisus ce enunță și ce spune în zilele în care îngerul a la va semna din trâmbița sa. Cu toții am învățat și am văzut că anumite evenimente din Israel erau anunțate tocmai prin acest obiect, trâmbiță. Și fiecare deci sunare din trâmbiță avea un alt sunet, așa că toți cei care ascultau această sunare din trâmbiță știau pentru ce să se pregătească. Știau că e o sărbătoare, știau că tabăra trebuie să miște din loc, știau că uh, trebuie să stea pe loc și așa mai departe. Și aici, trâmbița aceasta, a șaptea, deci cerolare, ca taina lui Dumnezeu să fie făcută de cunoscut și că ea se va realiza în timpul când acest înger deci, iată, va suna al șaptelea. Aici nu-i vorba de inger literal, înger uh, spiritual. Pentru că uh, ingerii spirituali nu sunt chemați aici să facă lucrarea aceasta. Dacă ne uităm la Tei 24, acolo ne spune că Domnul va trimite pe ingerul său, ingerii săi să adune din cele patru colțuri ale pământului pe cine? Pe aleșii lui. Și Apocalipsa spune, cei care au făcut legământ de jertfă mine. Deci aceștia sunt cei care sunt însărcinați sau sunt numiți ingeri. Ce să facă? Să adune pe aleșii săi. Psalmul 50 cu 5. Adunați-mi pe și mei. Am enunțat deja o parte din acest verset. Deci când ne uităm, menirea acestei trâmbițe, a șaptea, începe cu destăinuirea tainei lui Dumnezeu. Ce este această taină? În primul rând, taina aceasta se referă la ceva ascuns de viacuri și generațiuni. Dar descoperit acum cui? Lumii? Sfinților săi. Deci, lumea în general nu are parte de așa ceva. Dar cei care au făcut un legământ de consacrare au intrat în înțelegerea acestor lucruri și au înțeles că taina aceasta este deosebită. Dar în taina aceasta sunt cuprinse și alte lucruri. Nu doar taina bisericii, dar asta e cea mai mare, alegerea acestui popor. Cine are înțelegerea aceasta? Cum o au cei care, iată, trăiesc în acest timp? Să vadă menirea acestei biserici, că ea este chemată să fie, de fapt, comoștenitoare împreună cu Hristos. Să fie cea care să conducă omenirea, să o ajute din, din starea de păcat și robie să înalță pe culmele slavei omului perfect. Cine are această cunoștință? O mic popor al Domnului beneficiază de așa ceva în zilele noastre de astăzi. Dar toate acestea, datorită cărui eveniment se întâmplă, ne întorcem retoric înapoi, nu datorită Prezenței, parusiei, Domnului nostru Isus, iată apostolul încredințează pe Tesalunceni că așa trebuie să se întâmple. Și mergând mai departe, iată ce spune aici. Deci, când ne uităm versetul acesta, deci ne spune strângerea de la altă, altă strigătul, glasul Arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu. Deci, se va coborâ din ceri și întâi vor învia cei morți în Hristos. Aici trebuie să remarcăm aspectul acesta. Domnul Isus se va coborâ din ceruri. Ne aducem aminte că Domnul Isus uh, i-a anunțat pe ucenici să-i mă duc, dar iarăși voi veni. Deci, obiectivul întoarcerii Domnului nostru nu este o poveste. Nu este o afirmație făcută așa doar, ci este o întoarcere. De la locul unde El se găsește, deci în atmosfera Pământului nostru. Și știți că această atmosferă Pământului nostru, știți că e ocupată de altcineva? Știți? Cred că da. Cu toți trebuie să știm. Cine este șeful acestei atmosfere acum? Prințul Întunericului. El care este domnitorul acestui văzduh. Acesta. Și cum Domnul Iisus apare în timpul acesta, în mijlocul uh, dominației acestuia? Prin prezența sa, Domnul Iisus, deci fiind aici, îl surprinde pe Satan. Ne surprinde aceste afirmații? Uh, nu găsim explicații la ele? Dacă ne uităm pe firul care trebuie uh, depănat în direcția aceasta, vom observa că Domnul Iisus a enunțat de mult această chestiune. Nimeni. Nu poate intra în casa unui om tare decât mai întâi? Mai întâi ce face? Îl leagă pe omul acela și apoi ce face? Ia lucrurile în care se încredea. Legarea lui Satan nu este un eveniment de 24 de ore, nici de un an, ci este o perioadă de timp. Care sunt lucrurile în care Satan se încrede? Priviți la instituțiile care sunt, de fapt, Permisă de Dumnezeu, dar Satan a avut autoritatea de a oarecum a ajuta și a înființa aceste instituții. A cui sunt acestea? Domnul Isus făcea aluzie, nimeni nu intră în casa unui om cel, tare. Deci Satan este Domnitorul care domnește actualmente. Și el trebuie să lege pe acesta. Dar cum îl poate lega? Nu e o legare naturală. Nu un lanț mare, cum la arată Apocalips, este un lanț mare. De ce? De adevărul care îl leagă pe satan. În care oamenii vor realiza în cele din urmă. Noi am realizat că domnia lui satan, influența lui și intențiile lui sunt totul pentru dărâmare. Totul împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Isus și împotriva credincioșilor și nu doar și împotriva acestei omeniri. Satan, iată, lucrează și induce în eroare pe cei din neamul omenesc să lupte ca orbii unii împotriva altora. Observăm, e, acestea sunt lucrurile în care Satan, deci, iată, se încrede. Și ele trebuie să fie luate. Oamenii iau câteva măsuri în direcția aceasta, dar nu sunt suficiente. Vom vedea acest lucru, sigur, că într-o altă lecție, dar aici, Ceea ce apostolul sublinează, deci ne arată după aceea că se va coboră din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Observați uh, o lucrare graduală aici. Domnul prezent, dar nu imediat începe această lucrare de înviere a celor morți, de trezire din morți, a căror morți, a celor credincioși. Deci, uh, Domnul Iisus, sigur că acest lucru l-a ținut ca o taină și îl ține încă pentru lumea întreagă. Dar pentru noi nu mai este o taină aceasta. Cum se face lucrul acesta? Nu ne putem explica niciunul dintre noi așa. Cum e posibil ca cineva deci, să moară acum și imediat să fie trecut dincolo. Apostolul dă în 1 Corinteni 15 o explicație. Dar cum se întâmplă lucrul acesta, nici el nu-l explică. Și atunci e foarte important să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare importanță are cuvântul lui Dumnezeu. Și mergând mai departe, deci, și întâi vor, vor învia cei morți în Hristos. Aici se poate atribui și versetul din Apocalipsa 20 cu, cu 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia Prima dintre, să spunem, sau pârga care va fi trezită din moarte, din mormânt, dintre ce a dormit, va fi biserica, ca întreagă. Însă apostolul, iată ce spune, că <gătă -i> apoi noi, versetul 17, cei vii care rămânem vor fi răpiți împreună cu ei în nori. Am vorbit deja de această răpire, cum unii o cred. Cum o credem noi? important. Cum o credem? Această răpire. Poate că titlul dat aici, pentru că în scrierile din uh, unul 1 Tesalonicen unu -te și în toate scrierile, nu au existat aceste uh, subtitluri. Nu au existat. Și traducătorii le-au pus potrivit, să zicem, gândirii lor. Și uneori au nimerit, alteori nu prea. Pentru că aici nu poate fi vorba de momentul, cineva e aici și îi se dă ceva formă și nu-și termină cursul său, nu moare și îi dus altundeva. Sigur că în direcția aceasta sunt câteva, să spunem așa, punți de legătură pe care unii le folosesc, gândind că sunt foarte potrivite. Ilie, înălțat la cer. Este una dintre ele. Eno, care a fost luat să nu vadă moartea cred că sunt acolo. Ba și cântăm unii. Că acolo ne vom întâlni cu Avram, cu Isaac, cu Iacob și cu alții. Acolo sus în ceruri. Dragi frați, acestea sunt lucruri care oamenii nu le înțeleg chiar cu carte aceasta. De ce noi le înțelegem? Nu datorită nouă, Datorită luminii pe care Domnul Iisus a o adus-o și care a transmis-o prin canalele sale importante în direcția aceasta, ca noi să înțelegem aceste lucruri. Tocmai aceasta este. Și iată, când ne uităm la aceste lucruri, logica lor este impecabilă. Adică, în ce sens este impecabilă? În sensul că cei care suntem după prezența Domnului. Și această prezență trebuie să ne uităm că potrivit cronologiei biblice, deci ea s-a întâmplat deja. Anul acesta se împlinesc deja câți ani? 150 de ani. 150 de ani. 1874, deci și avem 2024. Minus 2024, minus. Deci 1874, este deja 150 de ani. E un timp lung acesta, fraților. E un timp lung? Nu cred. E foarte scurt. Dumnezeu lucrează câte zile au lucrat? Șase. Și a șaptea zi o odihnit. De cât timp erau zilele acelea? De cât? Vă mai întreb încă o dată. Da, corect. O zi de, o șa de șapte mii de ani. De unde știm că celelalte șase zile au fost așa? Pentru că trăim în a șaptea zi și de câte ori e aceasta șaptea zi? A șasea zi. Cât a fost? A șasea. La 1874 s-au împlinit șase mii de ani. Observați? Și urmează a șaptea mii de ani care face parte din aceeași perioadă. Deci, șapte mii de ani. De acolo știm că aceste șase zile dinainte a fost de câte o mie de ani fiecare zi, de câte șapte mii de ani. Deci, șapte ori șapte, patruzeci de mii de ani. Cred că nu vi străine lucrul acestea. În fotodramă foarte bine este explicat lucrul acestea, când ne uităm acolo. Deci, iată, dragi frați și surori, prezența a doua a Domnului, deci ne fixează că cei vii care rămânem, vom fi răpiți împreună cu el în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi, vom fi totdeauna cu Domnul. Văzduhul de aici este același văzduh care actualmente este ocupat de marele adversar Satan și emisarii săi, demonii sau îngeri căzuți. Domnul nostru este prezent în acest, să spunem, areal sau domeniu. Este prezent aici. Și încet, încet el ocupă și deci forțele celelalte sunt reduse încet, încet, pentru că încă mai este timp. De ce nu intervine Dumnezeu dintr-o dată să pună capăt? Nu putea Domnul Isus cu puterea care o are și care ne spune clar că datul mi s-a toată puterea în cer și pe pământ sau autoritatea. N-ar putea rezolva chestiunea doar dând din degete, pocnind din ele? Ba da, dar vedem că lucrările lui Dumnezeu cer timp. Cer, să spunem, pregătire. Biserica nu este încă gata. Cernerile care sunt în timpul nostru au menirea de a separa pe unii de alții. Au menirea de a-i face pe unii, deci, iată, să nu le conving, convină. De ce? Pentru că, așa cum spune Apostolul, pentru că n-au iubit adevărul, Dumnezeu le-a trimis ce? Deci, un duh de rătăcire, ca să creadă minciuni. Minciuni în sensul care? În care unii gândesc că nu e așa cum spuneți voi, nu e așa cum înțelegeți voi, cum înțelegem noi. Dar nescripturale sunt lucrurile acestea, dragi frați și surori, pe care unii, iată, le întrețin și cred că așa vor fi. Har Domnului că este doar o minoritate aceasta. Dar nu aceasta este problema. Problema este că dacă ne uităm la aceste lucruri interesante, vom observa că Domnul permite aceste cerneri pentru ca cei găsiți buni să fie în prima clasă și nu în alte clase. Și aceștia trebuie să-și termine cursul lor aici. Și iată, Apostolul aici încredințează pe... Te saluncem spunându-le versetul 18. Mângăiați-vă deci unii pe alții cu aceste cuvinte. Au fost și sunt pentru noi mângăiere ceea ce am auzit astăzi din cuvântul lui Dumnezeu? Sau? Eu mă asculta altă dată în privința aceasta. Depinde de inimă. Depinde de timpul în care trăim, dragi frași și surori. Depinde foarte mult lucrul acesta. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Și de aceea apostoloare dreptate când spunem mângăiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Domnul să ne ajute să putem aprecia timpurile în care trăim, să putem aprecia lucrarea. Sigur că uh, tema pe care eu am prezentat-o nu a atins decât foarte puțin acest subiect vast al prezenței sau parusei Domnului nostru Isus și lucrările pe care iată, El le desfășoară sub ochii noștri. Ferice de ochii noștri și de urechile noastre că aud și văd aceste lucruri. Amin.